Gastrita este un termen general pentru un grup de condiții ce au un lucru în comun, inflamația mucoasei gastrice. Inflamația din gastrită este cel mai adesea rezultatul infecției cu aceeași bacterie ce cauzează marea majoritate a ulcerelor, dar și consumul regulat de antiinflamatoare nesteroidiene. De asemenea, consumul de alcool poate cauza gastrită. În funcție de debutul acesteia, gastrita poate fi clasificată în gastrita acută atunci când simptomatologia se instalează brut sau gastrita cronică atunci când simptomatologia se instalează lent. În anumite cazuri, gastritele pot evolua către apariția ulcerelor și astfel crește riscul de apariție a cancerului gastric. Dar, pentru marea majoritate a oamenilor, gastrita nu este ceva serios, ci, cu ajutorul tratamentului, prezintă ameliorare rapidă și semnificativă. Deși nu întotdeauna gastrita prezintă semne și simptome, cele mai frecvente dintre acestea sunt durere cu caracter de arsură în etajul abdominal superior, indigestia, starea de greață, apariția episoadelor de vărsături sau senzația de satietate precoce postprandială. Când ar trebui să mergem la medic? Majoritatea dintre noi a avut cel puțin o dată în viață un episod de indigestie sau de iritație gastrică. O bună parte dintre factorii cauzali de indigestie nu necesită îngrijire medicală. Recomandarea specialiștilor ar fi să mergeți la medic dacă prezentați semne sau simptome mai mult de o săptămână. Căutați ajutor medical de specialitate urgent. Dacă prezentați durere abdominală de intensitate moderat severă, dacă aveți episoade de vărsături imediat postprandial sau dacă vă simțiți amețit sau aveți o stare generală moderat sever. Este foarte bine dacă în discuția cu medicul puteți preciza dacă durerea apare la administrarea de aspirină sau alte antiinflamatoare nesteroidiene precum nurofen, ibuprofen, movalis, diclofenac, ketonal și altele. De asemenea, dacă prezentați apariția vărsăturilor cu sânge, aveți sânge în scaun sau materii fecale de culoare închisă, neagră ca smoala, trebuie să vă prezentați de urgență în cel mai apropiat serviciu medical. Cei mai importanți factori de risc pentru gastrită sunt infecția cu Helicobacter pylori fiind cea mai comună infecție la nivel mondial, dar doar o parte dintre aceștia dezvoltă gastrită sau alte probleme digestive în etajul abdominal superior. Este foarte important să se facă tratamentul de eradicare a infecției în mod corect, iar tratamentul naturist vine în completarea celui medicamentos și nu îl înlocuiește pe acesta. Alți factori de risc sunt consumul regulat de antiinflamatoare nesteroidiene, consumul de alcool, stresul puternic, fumatul, consumul regulat de băuturi carbogazoase și de dulciuri rafinate, chimioterapia sau cauzele autoimune. Netratată, gastrita poate să conducă la dezvoltarea de ulcere gastrice și la apariția hemoragiei digestive superioare. Rareori, anumite forme de gastrită cronică pot crește riscul de apariție a cancerului gastric. În concluzie, este extrem de important să consultăm un specialist pentru că a preveni este mai bine decât să tratezi.